La prieteni. Termenul dialog a fost folosit pentru prima dată de către filozoful grec Platon, în ale cărui lucrări acest termen era asociat cu arta dialectică sau arta de a ajunge la adevăr prin dialog. Astăzi veți învăța și voi despre dialogul în textul non-literar. De la ora 9:30 facem pregătire la matematică. Să începem cursurile! Bună dimineața, dragi elevi! După ce am studiat dialogul în diverse situații de comunicare, astăzi o să aprofundăm dialogul în textul non-literar, interviul. Dar înainte de a ne apropia de conținutul propriu-zis al lecției noastre, este necesar să verificăm tema. Ați avut de realizat într-un text de minimum 150 de cuvinte o comparație a atitudinii lui Ștefan și a Corinei față de căderea frunzelor. În redactarea compunerii a trebuit să rezumați secvența prezentată în fragment, să comparați atitudinea a lui Ștefan și pe cea a Corinei față de căderea frunzelor, să ilustrați cu câte o secvență reprezentativă fiecare atitudine comparată și să corelați secvențele cu o experiență de viață sau cu o idee dintr-un text literar pentru a-i sublinia semnificația. Ștefan și Corina se află pe terasa unui hotel într-o dimineață la munte. Deși este de vreme, Ștefan așezat pe un fotoliu alb citește. Corina numără frunzele ce cad cu voce tare. Ștefan se interesează dacă vrea să le numere pe toate. Iar Corina recunoaște că ar avea nevoie de o eternitate. Când îi descrie modul în care cade fiecare frunză, Ștefan o încurajează. Arătând prin felul în care vorbește că nu e de acord cu ceea ce spune, iar Corina îl acuză că este ignorant. Fiecare personaj. Are o atitudine diferită față de căderea frunzelor, lucru care creează elementele necesare dezvoltării unui conflict dramatic. Ștefan este dispus să ignore realitatea căderii frunzelor, afișând o atitudine detașată, pozând într-o persoană preocupată de lectură. Pentru Corina, căderea frunzelor este un prilej de a transforma realitatea într-un motiv de meditație despre trecerea nemiloasă a timpului. Nici nu știi câte gesturi mărunte sunt într-o cădere de frunză. Comparând, indiferent, atenția lui Ștefan față de frunzele care cad, cu atenția Corinei față de această realitate, cititorul poate înțelege că marile probleme existențiale, cum ar fi trecerea timpului, se manifestă în lucruri în aparență mărunte. E nevoie de sensibilitate omenească pentru a realiza că fiecare detaliu din realitate transmite adevăruri profunde despre viață. În gestul Corinei se regăsește gestul artistului care recrează lumea în funcție de imaginația proprie, conferindu-i fiecărui aspect, semnificații mai personale, mai profunde. Sper ca răspunsul vostru să fie apropiat de sugestia mea de răspuns. În continuare, Trebuie să stabilim ce trebuie să învățăm pe parcursul acestei lecții, așa încât la sfârșitul lecției să putem enumera trăsăturile și scopul unui interviu, să clasificăm întrebările utilizate care asigură progresia unui interviu, să indicăm formele pe care le poate lua interviul, să realizăm un interviu sau să ne exprimăm un punct de vedere despre o situație teatrală. Se dă textul. Care este manifestarea culturală care va atrage cel mai mult? Am să vă răspund banal. Teatrul, ce să fac? Nu pot spune neadevăruri. Permiteți-mi să vă întreb cât de adânci sunt în biografia dumneavoastră rădăcinile pasiunii pentru această artă. Eu sunt un descendent al lui Ion Creangă. Bunicul meu dinspre tată era preot, adică tot un fel de actor. Iar tatăl meu a fost actorii adevărat numai vreo 3 ani, între 1909 și 1912, la Teatru Național din Iași. Așadar, alegerea profesiunii de actor a fost determinată de ereditate. N-aș putea afirma, de mic copil, nu mi-am dorit altceva decât să fiu actor. Nici o clipă nu m-aș fi putut gândi că voi fi altceva. Aici nu e vorba numai de vocație. La mine era mai degrabă o intoxicație. De când mă știu, am fost atras de teatru. Eram mereu la teatru. Cunoșteam bine actorii. Există în cariera dumneavoastră artistică momente sau împrejurări pe care le considerați azi drept hotărătoare? Există câteva întâlniri decisive. Prima întâlnire a fost cu Victorion Popa. Mi-a spus, du-te la teatru să-l vezi pe timică. Acesta era pe atunci actorul cel mai simplu, cel mai uman, cel mai lipsit de artificii. Victorion Popa avea o intuiție extraordinară a posibilităților actorului. El m-a condus pe drumul făuririi adevăratei mele personalități. Victorion Popa mă stimula către un mare efort de fantezie în construirea personajului. Tinerii au nevoie de un asemenea stimulent căci de obicei sunt rezervați, timorați, există mii de probleme care îi asediază. Vei, Popa ne-a învățat să ne aruncăm cu tot curajul la acest ocean de probleme ale rolului. Și personajul celei de-a doua întâlniri, tot un regizor, Sică Alexandrescu. O întâlnire interesantă, care a contat hotărător în ceea ce privește desăvârșirea meșteșugului. El are o calitate strașnică pentru organizarea muncii asupra rolului. Îți cere ca fiecare acțiune să răspundă unei necesități logice. Urmărind linia logică a acțiunilor personajului și eliminând tot ce nu este necesar, el te obligă să-i dai rolului o coloană vertebrală solidă. Apoi, mai înveți de la el că, pe parcursul unui rol, e necesar să pui câteva accente și în mod just, nu tot ce se întâmplă cu tine ca. Personaj în decursul piesei merită aceeași importanță. Trebuie să știi să rezumi unele lucruri și să pui accentele acolo unde sunt necesare, atât pentru cerințele piesei, cât și pentru înțelegerea publicului. Îmi aduc aminte că v-am văzut interpretând admirabil un personaj numit Pilac Vera. Dar nu mi-amintesc mai nimic despre piesă. Era o comedie italienească oarecare. Repertoriul acela era cerut de un anumit public. Astăzi, spectatorul vine la teatru să găsească răspuns la anumite probleme care îl frământă și care îl obligă pe actor să dea răspunsuri temeinice. De aceea, meseria noastră are și o gravitate, și noblețe, și prestigiu. Sentimentul acesta de a fi necesar celorlalți oameni din jurul tău, cred că este cel mai frumos sentiment. Care este perspectiva dumneavoastră asupra? a raporturilor între artă și realitate. Cred că fără inspirația din realitate nici nu se poate vorbi de creație, cum nu poți vorbi de o casă fără temelii. Dacă opera de artă nu are rădăcini în realitate, atunci e un produs inutil, uscat. Dar cum poate fi depistat acest principiu al uh, contactului cu realitatea în crearea rolului istoric? Iau ca exemplu rolul doctorului Schmil din Apus Tesoare am început a mă informa foarte amănunțit despre existența reală a acestui doctor. El era, se pare, nepotul unui mare medic al vremii, un om care, în epoca aceea, avea o concepție înaintată asupra medicinii, în raport cu ereziile timpului. Sosit la curtea marelui voievod moldovean, locuind aici, a avut revelația uriașei personalități care era Ștefan cel Mare și a făcut o adevărată pasiune pentru această personalitate. Va să zic că medicul curant devine un mare admirator al bolnavului pe care l-are în grija sa. Șmil mai trăiește și o dramă personală, un conflict interior între știința acumulată de el și neputința în fața Bolii. El vrea cu toate puterile lui să-l salveze pe Ștefan cel Mare. Dar se izbește de anumite limite ale științei lui și dezarmat în fața inexorabilului sfârșit al lui Ștefan, nu-i rămâne decât să-l înconjoare cu o imensă înțelegere omenească și o foarte mare dragoste. Dacă înțeleg bine, ca să interpretați rolul, ați reconstituit realitatea lui așa cum a reconstituit-o și autorul. Ați făcut drumul invers, de la imagine la izvoarele ei. Da. Am citit rolul, rolul m-a emoționat, mi-am propus să pornesc de la forma artistică. Și de la emoția pe care mi-a provocat-o rolul și să ajung la izvoarele care au declanșat în autorul literar prima emoție. Parcurgând încă o dată drumul autorului, caut apoi să trezesc aceeași emoție și în spectator. Rostul teatrului este de a fi un instrument de cunoaștere a lumii, având facultatea de a prezenta eroi ce trăiesc dramele noastre și ne dau cheia înțelegerii și soluționării lor. Teatrul este lăcașul în care se afirmă un larg sentiment de fraternitate. Noi, oamenii de teatru, știm că seara de seară teatrul smulge din singurătatea lor sute de oameni care se despart de ceea ce îi deosebește pentru a simți și a gândi la fel. Teatrul și umanitatea s-au angajat într-o călătorie lungă. Unul are nevoie de celălalt pentru a ajunge la țintă. Dar, pentru ca teatrul să fie demn de această misiune, el trebuie să fie astăzi mai mult ca oricând o prezență. Interviul aduce în fața voastră pe maestrul Radu Beligan, profilul omului de teatru, într-un studiu, personajul în teatru de Valentin Silvestru. În continuare, receptarea textului dialogat non-literar aș vrea să o facem printr-o metodă, o metodă interactivă, în care voi o să dovediți cât de bine ați înțeles și cât de bine puteți evalua acest interviu. Deci vă propun să notăm pe marginea interviului următoarele semne. Bifă, dacă informația întâlnită confirmă ceea ce știm sau ceea ce știți sau credeți că știți despre teatru. Minus, dacă informația contrazice sau diferă cu ce ce știți voi, plus dacă informația este nouă, și semnul întrebării dacă informația este neclară sau vreți să știți mai multe pentru a uh, depăși cu succes această probă. Și pentru a înțelege textul, e nevoie să respectăm câteva etape. Trebuie extrase cuvintele cheie, trebuie formulate ideile principale, trebuie rezumat textul non-literar și trebuie identificată tema textului. La citire, eu am marcat și voi ați observat pe slide-uri cuvintele scrise cu roșu. Deci, cuvintele cheie din text ar fi. Teatrul, actorii, întâlniri, fantezie, regizor, rol personal, spectator, raportul dintre artă și realitate, sentiment, țintă și prezență. Cu ajutorul lor, știți bine, se formulează ideile principale extrase din interviu. Teatrul este pasiunea lui Radu Beligan. Actorii au fost primii lui formatori. Câteva întâlniri l-au ajutat să devină un mare artist. Un regizor l-a învățat să pună accentul pe fantezie în interpretarea rolului. Un alt regizor l-a învățat că rolului trebuie să-i dai coloană vertebrală prin punctarea esențialului acestuia. Personajul dramatic devine important dacă actorul îl interpretează corect, actorul interpretează rolul respectând raportul dintre artă și realitate. În timpul spectacolului, toți trăiesc un sentiment comun, o emoție impersonală. Teatrul educă omenirea, de aceea teatrul și omenirea au aceeași țintă, adevărul, fiecare trebuie să accepte teatrul ca prezență formativă. Acestea sunt ideile principale și după cum sunteți obișnuiți, cu ajutorul lor, alcătuim rezumatul. Actorul Radu Beligan spune că a ales să facă teatru din pasiune manifestată prin transcrierea de texte dramatice și prin contactul direct cu actorii. Ca actor a avut două întâlniri decisive cu doi regizori, Victor Ion Popa și Sica Alexandrescu. De la primul a învățat că rolul se interpretează cu fantezie, iar de la al doilea a învățat să observe elementele care dau forță personajului să-și dozeze efortul în interpretare, să pună accent pe ceea ce este important în profilul personajului. Radu Beligan vorbește despre importanța de a cunoaște realitatea care a declanșat actul creator al autorului din care provine personajul. Vorbește despre doctorul Schmil și despre personajul Schmil din drama Apus de soare. Actorul Radu Beligan arată că oamenii vin la teatru să găsească răspunsuri la problemele vieții, să trăiască o emoție unică. Teatrul trebuie să fie o prezență în viața noastră. Haideți să vedem acum în ce măsură uh, puteți arăta cât de bine ați înțeles uh, dialogul, uh, interviul propus și cum îl puteți uh, evalua? Informația întâlnită confirmă ceea ce știi sau ceea ce crezi că știi. Eu m-am gândit că și eu și voi cunoaștem următorul lucru despre uh, textul uh, literar în general. Cred că fără inspirația din realitate nici nu se poate vorbi de creație. Cum nu poți vorbi de o casă fără temelii? Deci acesta este un principiu care stă la baza formării oricărui text literar sau la baza oricărui act creator. Dacă informația contrazice sau diferă de ceea ce știi, instrument de cunoaștere a lumii, având facultatea de a prezenta eroi ce trăiesc dramele noastre și ne dau cheia înțelegerii și soluționării lor. Teatrul este lăcașul în care se afirmă un larg sentiment de fraternitate și de umanitate. Noi, oamenii de teatru, știm Seara de seară, teatrul smulge, din singurătatea frământărilor lor, sute de oameni care se despart de ceea ce îi deosebește pentru a simți și a gândi la fel. Teatrul și umanitatea s-au angajat într-o călătorie lungă. Unul are nevoie de celălalt pentru a ajunge la țintă. Este vorba, în acest citat, despre scopul teatrului, despre sentimentul pe care urmărește să-l trezească în spectator, despre relația teatrului cu viața noastră. Probabil, acest. Aceste aspecte nu le știați despre teatru. Haideți să vedem dacă informația este nouă. Într-adevăr, maestrul Radu Beligan afirmă că e descendentul lui Ion Creangă. Unicul meu dinspre tată era preot, adică tot un fel de actor, iar tatăl meu a fost actor și adevărat numai vreo trei ani între 1909 și 1912 la Teatrul Național din uh, Iași. Iau ca exemplu rolul doctorului Schmil din Apus de soare, am început a mă informa foarte amănunțit despre existența reală a acestui uh, doctor. Evident sunt aspecte uh, legate strict de biografia maestrului, nu le puteam ști dacă Dumnealui nu ar fi binevoit să le dezvălui în acest interviu, ce am putea să considerăm neclar sau ce am putea să dorim să știm mai mult, mi-aș dori să vizionez înregistrarea spectacolului Apus de Soare cu interpretarea actorului Radu Beligan. Vă propun să analizăm interviul în funcție de câteva aspecte definitorii al relațiilor dintre participanți, al factorului canal, al factorului cod. Noi știm că într-un dialog de tip interviu există un anume tip de relații, relații de colaborare sau relații conflictuale. În funcție de scopul comunicării, în cadrul unui dialog se pot distinge relații de colaborare când interlocutorii au ca scop negocierea unei soluții sau conflictuale când participanții au scopuri opuse. În cazul nostru, în interviul pe care l-am citit, dialogul progresează datorită relațiilor de colaborare, după cum bine ați observat, între locutor și alocutor, adică între reporter și maestrul Radu Beligan. Organizarea dialogului în funcție de factorul canal. Știm că există Există dialog oral de tip conversație curentă sau examenul de evaluare orală la care sunteți supuși la școală. Acesta presupune elemente paraverbale, stări afective asociate cu cele nonverbale, respectiv gestica și mimica. Un tip de dialog oral este conferința de presă sau interviul. Apoi există dialogul scris, folosit ca structură textuală sau ca mod de expunere utilizat în literatură. Interviul uh, despre care noi discutăm a fost realizat mai întâi oral și apoi a fost publicat. Așa am putut să-l aduc și eu în fața voastră. Organizarea dialogului în funcție de factorul cod. Persoanele implicate în interviu folosesc registrul lexical specific teatrului. În câteva răspunsuri, maestrul Radu Beligan apelează la structuri textuale precum narațiunea și descrierea menite să-i contureze viziunea proprie despre relația dintre personaj și actor, despre ierarhia autor-personaj-actor. De aceea vă propun o sarcină de lucru. Să căutăm în interviul citat replica maestrului Radu Beligan în care se află o structură narrativă împletită cu una descriptivă. Pentru a vă facilita răspunsul, vă ofer uh, următoarea replică. Iau ca exemplu rolul doctor lui din Apus de Soare. Am început a mă informa foarte amănunțit despre existența reală a acestui doctor. El era, se pare, nepotul unui mare medic al vremii, un om care în epoca aceea avea o concepție înaintată asupra medicinii în raport cu ereziile timpului. Observați aici, este o structură descriptivă. Sosit la Curtea Mare lui Voievod Moldovean, locuind aici, a avut revelația uriașei personalități care era Ștefan cel Mare și a făcut o adevărată pasiune pentru această personalitate. Va să zic că medicul curant devine un mare admirator al bolnavului pe care l are în grija sa. Șmil mai trăiește și o dramă personală, un conflict interior între știința acumulată de el și neputința în fața bolii. Deci, în această replică a maestrului Radu Beligan. Observați, maestrul apelează la narațiune pentru a prezenta descendența lui Șmil la Curtea Marelui Voievod și evident îi realizează portretul unui specialist amintiți-vă, dialogul în textul non-literar, interviul e un dialog scris sau oral, între un reporter sau un jurnalist și o personalitate sau o persoană pe o anumită temă. Interviul poate fi publicat într-o revistă sau televizat. Punctul de plecare al unui interviu este întrebarea. Reporterul poate adresa întrebări deschise, la care se răspunde amplu, sau întrebări închise, la care se răspunde cu da sau nu. După cum ați observat, întrebările adresate maestrului Radu Beligan sunt deschise. De aceea răspuns răspunsurile dumnealui sunt ample. Um, un alt tip de dialog oral sau de text non-literar este conferința de presă. E bine să vă amintiți da, că ea presupune participarea unei personalități care răspunde întrebărilor succesive ale mai multor jurnaliști. Haideți să vedem acum care este scopul interviului, pentru că tot ceea ce noi citim, să știți că ne transmite ceva. Cel puțin interviul pe care vi l-am adus eu oferă informații reale despre viața unei personalități. În cazul nostru, maestru Radu Beligan, informează o categorie specială de cititori. Vă e ușor să identificați ce fel de cititor. Cei pasionați de teatru oferă o experiență culturală. Pune față în față trecutul cu prezentul, cititorul cu o personalitate. Lămurește cu privire la importanța unui domeniu artistic. Înainte de a-mi lua rămas bun de la voi, vreau să vă rog să realizați o temă. Într-un text de minimum 150 de cuvinte să vă exprimați opinia despre importanța teatrului în viața noastră. În compunere puteți ține cont de următoarele sugestii. Teatrul este o altfel de școală. Ați observa maestrul Radu Beligan spune oamenii vin la teatru să găsească răspunsuri la problemele personale, la problemele despre viață. Teatrul conservă aspecte de viață reală, deci este puternic ancorat în, în realitate. Teatrul oferă prin eroi întrupați pe scenă modele de viață și soluții la problemele existențiale, cum a fost în cazul maestrului nostru, personajul Schmil, pe care l-a interpretat în drama. A pus de soare. Teatrul purifică orice conștiință prin frumos. Și aici țineți cont de ceea ce spune maestru. Oamenii la teatru uită de sine. Se unesc într-un sentiment comun. O, acea emoție impersonală, cu ajutorul căreia descoperă adevăruri ascunse ale vieții. Adevăruri generale, statornice, pe care noi în viața noastră, în agitația vieții noastre, Cotidiene, le ignorăm altfel. Atât pentru astăzi, vă recomand să fiți atenți la rezolvarea temei, meditați asupra importanței teatrului în viața noastră. Cel mai important lucru pe care nu vi l-am spus este că, totuși, trebuie să mergeți la teatru. Evident, după ce ne vom întoarce la viața noastră normală. Vă mulțumesc! Și vă doresc sărbători liniștite cu multă sănătate. La revedere!